văzut mașinuța aceea și o vrea pe aia. Doamna Eugenia a pornit în cursa după cadouri. Deși nu mai dispune de bugetul din anii precedenți, vrea ca nepotul ei să găsească sub brad în dimineața de Crăciun ce și-a dorit. Jucării pentru cei mici, bijuterii pentru nepoata cea mare și am luat o parte din alimente. Bunicuța se plânge că din cauza vremurilor dificile pe care le traversăm, trebuie să fie mai atentă atunci când cumpără daruri. Bugetul cum este? Mic. La pensia mea de 802 lei e mic. În situația doamnei Eugenia sunt și alți constanțeni. Oamenii se gândesc de două ori înainte să umple coșul cu produse pentru sărbători. Cele mai căutate sunt produsele la promoție. Din cauza pandemiei, veniturile multor familii au scăzut considerabil. Acum când cumpără jucării, oamenii se gândesc de două ori. Dacă în alții ani umpleau coșurile de produse, acum ei sunt mai reținuți când vine vorba să facă astfel de achiziții. Vă orientați după oferte, dacă vedeți un produs la ofertă? Normal, dacă e la ofertă, e ok și prețul mai mic, da, e ok, e bine și așa. Magazinele au pregătit oferte care mai de care mai îmbietoare pentru sărbătorile de iarnă. Cele mai căutate în această perioadă sunt jucăriile, dulciurile și produsele cosmetice. Însă, în ciuda ofertelor, comercianții resimt din plin criza sanitară. Este o ușoară scădere, dar compensăm cu parte de online, avem și pe parte de online produse și sperăm să trecem peste această perioadă. Pe parte de jucării, verifică înainte gama, fac o comparație de prețuri, după care iau decizia cea mai bună, astfel încât copiii să primească cadoul dorit. Psihologii spun că această perioadă este dificilă pentru toată lumea. Sărbătorile într-un cadru modest îi afectează în special pe cei mici, mai ales dacă până acum aceștia erau învățați cu oaspeți în casă și multe cadouri. Spiritul Crăciunului este acolo, bine să fie în fiecare dintre noi, indiferent de vârsta pe care o avem, că suntem copii sau că suntem persoane adulte, noi trebuie să înțelegem că sărbătorile sunt în primul rând cele pe care le petrecem în familie. Moșul anul acesta va fi special, suntem convinși că fiecare copil își va primi cadoul pe care îl merită și putem să spunem că există familii în care cadoul ar putea fi o îmbrățișare, cadoul ar putea fi ceva cuvinte frumoase de încurajare, poate nu trebuie să ne gândim neapărat la un cadou material. De sărbători, ce contează cu adevărat este timpul petrecut alături de cei dragi. O îmbrățișare și timpul petrecut cu familia valorează mai mult decât orice cadou. Iar în perioada aceasta dificilă, să avem grijă unii de alții este cel mai important.